Salutare, dragii mei prieteni apicultori și neapicultori! Astăzi suntem într-o frumoasă zi de toamnă. După cum anunță meteorologii, ar fi cam ultima. De mâine începe să se răcească un pic vremea. E o zi în care eu prepar sucul de roșii, o rețetă pe care eu am făcut-o și anul trecut. Vreau să vă prezint și vouă. Ia uitați, eu am pus aici într-un ceaun la fiert pasta de roșii, să spunem roșiile date la mașină cusită, metodă prin care am scos sămânța și cojile. Am pus bulionul cu tot cu apă, nu am separat bulionul de la apă pentru că vreau să fac un suc din roșii pentru băut. În acest suc eu am pus câteva cepe cu tot cu coajă, le-am crestat la jumătate, să iasă mai bine gustul din ele. Să știți că coaja are proprietăți culinare foarte bune și îi dă o aromă particulară, dacă o puneți cu tot cu coajă. După care eu o să pun și câțiva căței de usturoi. În cazul meu, la tot ceaunul ăsta care cântărește circa 25-26 de kilograme, adică 25-26 de litri de suc, o să adaug 7-8 căței de usturoi care i-am strivit un pic. După care o bonific cu câteva crenguțe de rozmarin, care îi dă o aromă foarte bună și particulară. Două crenguțe de mentă sau izmă, cum îi mai spune. O crenguță de busuioc verde, bineînțeles că toate astea le-am spălat în prealabil, chiar dacă eu nu utilizez chimicale în grădină, praful se mai depozitează pe plante și de aceea de fiecare dată trebuie spălate. Și câteva spice de lavandă. Toate aceste ierburi aromatice, în afară că au și rol de conservant, dă și o aromă particulară sucului de roșii, care, dragii mei, acesta îl folosesc doar pentru băut. În fiecare dimineață, dacă beți un pahar de suc de roșii, vă încărcați cu o energie foarte bună. Știți, marea majoritate, dacă nu chiar toți dintre dumneavoastră, că roșiile conțin multe vitamine și multe minerale. În Italia este chemat pomodoro, adică pomul de aur, datorită particularității care îl are de vitamine și minerale. Uite așa, acum o să-l mai fierbem circa 2-3 ore, să clocotească bine, după care eu îl pun în sticlă de sticlă, îl pun fierbinte în sticlă și îl pun cu gura în jos după ce îi pun capacul, îl țin câteva ore așa, după care îl pun cu fața în sus și îl bag în beci. Aici am o sobiță mai particulară, multă lume face bulionul afară, nu în casă, să evite deranjul. Am făcut prima dată o sobă oarbă, să-i spunem, fără fumuri în ea, dar nu era așa de eficient. I-am pus doar un deflector aici să nu iasă temperatura direct pe hoarnă. La chirostie, bineînțeles că era mult mai rău, pentru că tot fumul care ieșea pe lângă ceaun și spirla putea să cadă în ceaun. Am făcut această sobiță. Această sobiță are trei fumuri în ea. Are un fum aici, imediat în bătaia focului, și alt fum în fața burlanului, ca temperatura să nu iasă afară. Să vedem eficiența sobei, ne dăm seama după faptul că avem lemne în sobă, ard, dar la hoarnă nu iese fum deloc. Vedeți? Asta înseamnă că arderea este completă și eficiența este maximă. Bulionul l-am făcut cam în același fel.
Numai că am tras zeama după ce bulionul s-a umflat, l-am lăsat o noapte și o zi, s-a separat bulionul de apă, bulionul s-a ridicat deasupra, apa s-a lăsat la fund, dar nici acea apă, eu nu am aruncat-o, am pus-o la fiert, cam cu aceleași ingrediente cu care am făcut sucul și aceea este o foarte bună substanță de a acri ciorbele, dă un gust particular ciorbelor, care îi place cu un gust mai pronunțat, poate să pună doar zeama de la roșii fără să pună absolut de apă, niciun fel de apă la ciorbă, doar cu zeama care este și ea plină de minerale și de vitamine. Sper că v-am fost de folos cu ceva. Dacă metoda mea pe care v-am prezentat-o credeți că este bună, o puteți folosi. Și eventual, dacă vreți să-mi dați un like, dacă v-a plăcut acest video și un share, vă mulțumesc anticipat. Dragii mei, mai târziu ne vedem la Stupii de Albine, că de mâine vine frigul și o să restrâng un pic cuiburile. Nu o să împachetez acum, o să pachetez în octombrie, dar dacă vine frigul, cuiburile trebuie strânse. Vă urez numai bine și multă sănătate!